Ascultă la mine, măi băiete, dacă vrei să scapi de aici și să te duci în sfârșit acasă și să nu te mai joci și să nu mai trească să înveți și să scrii la tablă sau să mori ca colegii ăștia ai tăi, ai face bine să bombardezi butonul ăla de like, că dacă nu vin peste tine și îți dau cu tigaia asta în cap, tu mă înțelegi? 5.000 de like-uri, că dacă nu ți iei tigaia în cap, tu te de aici că-ți spar capul ăla! Bună ziua, copii! Copii, alo! Alo, bună ziua, bine v-am găsit la noua... Bine v-am găsit la noua noastră oră de dimineață, alo, răspundeți, copii! Incredibil așa ceva, incredibil! Copii, bună ziua, Nu știu ce să faci cu copiii din ziua de astăzi, nici măcar când intri la clasă nu te salută. Alo, trezirea, așa, mai cu viață, da-mă din mâna aia, haideți, treziți-vă, uitați-vă cu toții la mine că am venit la ore, ce naiba e neregulă cu voi. Puțin respect față de domnul profesor, ați înțeles, de doamna profesoară, da, doamna domnișoara profesoară. Tu, uită-te mă încoace mă, uită-te așa și tu, salută-mă, salutați-mă, nu mă interesează. Să scaun cu rotile, oriunde sunteți, n-aveți gură, sunteți handicapați, mă salutați, este vorba de respect, ați înțeles? Ați înțeles? Ai înțeles, Marius? Marius, te rog frumos, spune că am înțeles, în momentul de față îmi spui că ai înțeles, da? Hai, haide, cum te-a învățat mămica ta acasă, Marius, spune-mă că ai înțeles odată, treci în banca ta că bă, că ești nesuferit. Bună ziua și bine v-am găsit, eu sunt domnișoara Fernandez, da, știu, vă așteptați la domnișoara Puf astăzi, dar îmi pare rău, domnișoara Puf nu a venit din cauza că este în concediu pe perioadă redeterminată, nu știm cu toții ce a pățit, se zvonește că și-a rupt piciorul, că cineva a împins-o pe scări, clar n-am fost eu, în fine, eu voi face ora minunată până când se va întoarce dragă de ea, ok? Bun, să vedem ce avem astăzi aici. Avem informatică. Vă puneți cu toții în bancă și vă apucați să învățați cu toții, pentru că, dragii mei, ușa asta nu se deschide. Voi de aici nu mai ieșiți toată ziua, ați înțeles, până când nu facem cum trebuie ora de informatică și nu băgați ceva în capul ăla să învățați, noi nu mai ieșim de aici. Ați înțeles? Bun, toată lumea, haideți, atenție, vă rog frumos, stați în picioare, nici măcar să nu vă prind că stați jos, da? Respect din partea mea, dacă eu stau în picioare și voi stați în picioare, haideți! Să-i dăm drum, avem aici calculatorul, da? După cum puteți vedea, asta este o parte a calculatorului, da? O parte foarte importantă, se numește monitor, pentru că știți ce face? Monitorizează, exact, monitorizează ce se întâmplă, nu știu ce se întâmplă. Nu am învățat la școală despre calculator, pe vremea mea nu existau calculatoare, am 65 de ani. Da? Nu este nicio problemă că am văzut la televizor. Ăsta este un fel de ecran, un televizor. Bun, te rog frumos să-mi explici ce face. Tu, Marius, explică-mi ce face. Marius, nu te uita așa la mine cu ochii aia plictisiți, Marius. Poate te așteptai ca doamna Puf să-ți dea 10, da? La mine aici, la ora asta, se învață așa că... Pune-mi ce face monitorul ăsta, Marius. Spune ce face monitorul! Vedeți? Asta se întâmplă când ascultați. Asta se întâmplă când ascultați. Ce se întâmplă acolo în bancă din spate? Trebuia să vină Flavius la școală. Am auzit că e bolnav. Ce s-a întâmplat cu Flavius? Știe cineva, copii, ce s-a întâmplat cu Flavius? Flavius, dragul meu, ți-am spus, dacă nu mănânci banana asta și dacă nu ai grijă să înveți la școală cum trebuie să înveți la școală, îți zbor creierii aia, zbor creierii, nu mă crezi în stare? Uite-te la mine, am un cuțit la mine, vin cu cuțit în fiecare zi la școală, pentru că știu că există copii răi ca tine care nu vor să învețe, Flavius, învață, pune mâna și învață, Flavius, pentru că dacă nu înveți, nu faci nimic în viața asta, Flavius, învață, Flavius! Da, pe zi ce trece și cum trec anii, deveniți generații din ce în ce mai slabe. Deci, vă jur, nu am văzut clasă mai slabă ca voi. Pe vremea mea, dacă cineva era așa de bulangiu ca Marius aici de față, nu numai că îi se dădea cu monitorul în cap și îi se spărgea, era persecutat, era trimis la pârnaia de copii. Voi nici măcar nu mai știți ce e aia pârnaia de copii. Că stați și vă jucați Roblox toată ziua. Toată ziua, bună ziua, numai să vă jucați, dar să învățați, nu știți. Să învățați, nu știți! Că acum... Ia uitați ce am aici. Ăsta se numește creion, că nici măcar nu mai știți ce este acela un creion, da? Cu chestia asta, da? Scrieți și vă faceți temele. Apucați așa frumos și scrieți frumos. Unde-ți sunt caietele? Văd aici numai mâncare, burger. Tu cu burger vii la școală? Și cu ce mă trimitea mama la școală? Cu porumbei. Vânam porumbei când eram mic și mă trimitea cu porumbei la școală. Îmi punea să-i gătesc în clasă. Nici măcar nu aveam bani de gaz. Nu ne permiteam gaz. Nu exista gaz pe vremea aia. Tu înțelegi că făceam mâncare la sobă? Tu înțelegi chestia asta? Și tu vii aici
la mine să-mi faci figuri și voi toți veniți să faceți figuri, nu? Ăsta este creionul cu care scrii temele și în momentul de față îmi spui unde sunt caietele! Ce-ai spus? Cum adică n-ai nevoie de caiete că scrii pe tabletă? A, poți să scrii pe tabletă? Tu la ora mea tu nu stai pe tabletă, ai înțeles? Ai înțeles, măi copile, ați înțeles? Voi la ora mea nu stați pe tabletă. Cel mai sfânt este creionul. Creionul și foaia de hârtie nu te înșeală niciodată. Ce se întâmplă când rămâi fără baterie la tableta aia ta, a? A? Da, am o tabletă foarte șmecheră cu baterie multă și pot să fac mult mai multe chestii și scriu mai repede decât... Nu pasă! Că îți bag creionul ăsta în ochi, îți bag creionul ăsta în ochi și în toată existența asta ta și să după aia o să ai creioane în ochi și o să înțelegi cât de important este să scrii. O să înțelegi cât de important este să scrii. Așa, acolo să stai și te rog frumos să treci în banca ta pentru că m-ai supărat foarte tare. Ia vină cu acest să te bag în bancă. Uitați, un elev care a învățat ce înseamnă aia școală cu adevărat. Perfect, vedeți? Perfect, copiii mei. Perfect, dragii mei. Perfect. Bun. Bun. Poate m-am enervat puțin și poate am început puțin prost, da? Să știți că iubesc copiii și nu aș face rău absolut niciunui copil pe planeta asta. Trebuie să înțelegeți că în viață și mai ales la școală lucrurile sunt serioase, înțelegeți? Și de asta am la mine tigaia, pentru că nu știu de ce la școală nu ne lasă să intrăm cu pistoale. Deci eu n-am avut voie să vin cu pistolul aici și a trebuit să improvizez, a trebuit să aduc cutia, a trebuit să aduc tigaia asta, a trebuit să vin cu cuțitul. Fac și eu ce pot, înțelegeți? Pentru că în viață trebuie să ne adaptăm până la urmă, nu? Am venit cu tigaia, este Marecica, tigăița. Și Marecica aici de față persecută copiii răi. Înțelegeți? Adică dacă cineva, pac, nu învață la școală, să zicem, a venit fără temă. Nu vrem 4, așa e, pentru că 4 e o nouă notă super nașpa și nu ne dorim nota 4 să o luăm noi ca oameni, pentru că știți că e nașpa nota 4. De aceea, aveți de ales. Ți-ai făcut tema? Uitați. Ți-ai făcut tema? Nu. Nu și-a făcut tema. Te-ai adus foi la tine? Nu. N-are nici foi, nici caiet. Bun, în acest caz, dacă nu ți-ai făcut tema, uitați, ai de ales. Nota 4, te duci la mami acasă, te ceartă, te pedepsește sau tigaie direct peste față și în cap și spar craniul ăla și capul și ia treci încoace că-ți dau și la fund, nu-i nicio problemă. Tigaie peste fund, uitați, așa funcționează. Deci aveți de ales, ori rămâneți traumatizați cu picioarele rupte, cu curul rupt, cu capul spart, ori nota 4, da? Ați înțeles? Ați înțeles? Pentru că el se pare că a înțeles. Ai înțeles, domnule? Ai înțeles, domnule? Sper că am înțeles. Bun, deci, să trecem la prima noastră lecție. Și vă rog frumos să ascultați, pentru că despre ce e vorba aici este foarte important. Avem aici, după cum puteam observa, un desen, dragii mei, clasa mea, avem aici un desen. Se exemplifică 3 săgeți cu încă 2 asupra desenăturii acesteia. Am să vă rog frumos să-mi explicați în momentul de față cum putem să facem un algoritm eficient scris în computer pe chestiile alea pe tastatură, astfel încât să putem să calculăm toate săgețile astea, diametru, masă și densitatea săgeții. Te rog frumos, Mariusica, Flaviusica, Rareș, cum te cheamă? N-am nicio idee, hai de aici la tablă, Rareș. Rareșe, vino la tablă odată că nu cred că vrei și tu să înveți cum se scrie cu creionul pe foaie, așa e, Rareș? Haide, mă, incredibil, hai mă la tablă odată, mă, că mă și enervez, mă, vino încoace, mă, că trebuie să te iau de ureche, cred că trebuie să te iau de ureche, așa e, vino încoace, mă, că nu vă mai suport, mă. Bun, hai, treci și scrie algoritmul ăla, nu te mai preface că ai picioarele rupte, mă, scoate-mă, vino încoace și scrie algoritmul ăla, haide, treci odată la tablă! Cum adică dacă e algoritm pe calculator, unde e calculatorul să scrii? Nu avem bani de calculator, suntem în România, noi de-abia ne permite manuale din 1995, tu înțelegi chestia asta? Vino încoace, mă, că mă și enervezi, da? Treci încoace și scrie-mă la tabla asta, că îți bag cu cuțitul ăsta în gât îți bag cuțitul și nu te mai miști de aici, înțelegi? Vrei să ajungi ca ceilalți prieteni ai tăi? Erau prieteni buni? Vă jucați seara împreună Roblox, ha? Ia vino încoace, mă, că îți bag cuțitul ăla în gât. Treci încoace, mă, și scrie pe tablă, scrie odată, nu te mai preface. Aleșinat, nu știu ce s-a întâmplat cu el, sincer, cât se poate de sincer, vă spun că aleșinat, nu este vina mea, chemați ambulanța, nu chemați nimic pentru că ușa asta nu se deschide, da? Ia vedeți, bate la ușă, cioc, 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 nu se deschide, hopa, până diseară stăm aici, îmi pare rău, până diseară o eternitate stăm aici, o eternitate pentru că locul ăsta este camera voastră de tortură, că nu învață nimeni, absolut nimeni de aici nu dorește să învețe.
Bagă-mă banana aia în gură, mă. Bagă banana în gură odată că nu te mai suport, mă. Bă, ce faci? Opa, ce-ai făcut? Ai scos mâna la mine? Bă, tu înțelegi că violența nu este în regulă. Violența nu este permisă deloc în școală. Mi-ai dat cumva cu palma peste cap? Mi-ai dat cumva cu palma peste față? Mai copile, măi, tu înțelegi că nu există violență la școală și prin violență nu rezolvi nimic și nu ai voie să-mi dai cu palma, mai ales mie. Băi, ce faci, mă, scos pit? Băi, bă, stai așa, mă, că-ți dau cu pumnul cap, mă, îți dau cu pumnul, îți dau una de teleșin aici și o să rămâi pe viață aici, de că nu vrei să mănânci nici măcar banana, înțeleg, școală nu, banana nu, dar nimica nu, ce dacă vrei să scot tableta și telefonul acum, rămâi acolo jos, ia vină, mă, încoace, mă, să-ți bag banana aia în gură, vină încoace să-ți bag banana în gură, ia mănâncă banana, mănâncă banana! Bun, dragii mei, acesta a fost episodul de pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să bombardați butonul de like, subscribe, share și comment. Și ne vedem, desigur, tura viitoare. Pupici cu scrăpici, mua, mua, pa, pa!